apucat să fac gogoși, pentru că astăzi o să primim colindători. Vine Luca cu clasa la colindat. Nu am început să filmez de la început, dar vă explic ce am pus aici. Am pus jumătate de kil de făină și o lingură mare de zahăr. De asemenea și un pliculeț de drojdie uscată. Nu am mai folosit niciodată drojdie din asta, dar sper că e la fel de bună ca cealaltă pe care o folosesc eu de obicei. O să pun apă călduță. Nu multă, puțină. Eu am rețeta de pe YouTube și de obicei îmi iasă foarte buni gogoșii. Așa arată aluatul. O să pun o folie de plastic deasupra și o să-l las să crească la căldură. O să pun o folie deasupra. Inițial mă gândeam să fac cornulețe cu ciocolată pentru copii, dar am zis, măi, copiii vin, o să aibă de colindat foarte multe case și vin din frig și atunci cornulețele probabil nu o să rămână calde atâta timp. Și apoi mi-am zis, mai bine le fac eu gogoș și îi țin. Și atunci când vin, poate sper să nimere să fie calde. Oricum eu o să le prăjesc mai târziu. E ora 12, o să las o oră și ceva să crească. Am pus aluatul aici în living, l-a crescut lângă convector să fie căldură și mă pun să aspir. Am dat cu biocarpet pe covor pentru că nu am mai apucat să-l ducem la curățătorie și nici nu o să mai apucăm zilele astea. Așa că am vrut să-i dau un refresh și am dat cu biocarpet pe el. Eu sunt sincer foarte mulțumită de cum arată. Nu se vede prea bine pe cameră, dar îmi place că arată mult mai bine. O să-l mai aspir încă o dată și o să fie și mai fain.
pot să fac o supă, nu am mai filmat. Aveți rețeta, dacă o vreți, rețeta la supa cum o fac eu cu găluște, o aveți și pe TikTok. La mine pe profilul meu, o să fac imediat găluștele, scot legumele, pun găluștele și îl chem pe, îl aduc pe Isa ca să-i dau să mănânce. Eu, de fiecare dată când fac supă, fac supă cu găluște de gris. Sincer, eu aș mai mânca și altfel supa, doar că copiilor le place doar cu găluște de gris și atunci nu mai schimb. Fac așa să fiu sigură că mănâncă și Luca și Isaac. Isaac mănâncă în general orice, dar Luca e mai pretențios și atunci fac supă cu găluște de gris. Nu iau mult în lingură, iau puțin pentru că nu vreau să crească, să se înfoaie și să fie foarte mult, foarte mari găluștele. Chiar și așa e mult, de obicei fac o linguriță mică, dar acum am ales să fac o lingură mai mare ca să fac mai repede pentru că trebuie să îl aduc pe Isaac să mănânce și să fie mai repede gata mâncarea. Să tai gogoșii cu această formă de brăduț sau cu acest fulguț. O să încerc să văd cum se prăjesc. N-am tăiat niciodată. O să-l pun pe acesta la prăjit de probă să văd cum iasă.
Am tăiat aluatul cu formă de brăduț și cu fulguț și așa arată gogoșei. Îi prăjesc pe rând, ăștia doi sunt gata. Sunt foarte faini moi. Abia aștept să vină copiii. Bravo! Mai una! Oh, ce fain!